Potrivit informațiilor transmise de Ambasada României la Washington DC, doi senatori americani au introdus în Senatul SUA un proiect de lege care recomandă includerea României în programul Visa Waiver. Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a anunțat că acest demers este cel mai puternic semnal legislativ pe care țara noastră îl primește din partea Statelor Unite ale Americii pe acest dosar. Conform unui comunicat de presă emis de către Senatul Statelor Unite ale Americii, proiectul celor doi senatori americani încurajează guvernul României să întreprindă toate demersurile necesare pentru a pregăti România pentru participarea la programul SUA Visa Waiver în temeiul secțiunii 217 din legea privind imigrația și naționalitatea, să continue eforturile de reducere a traficului de persoane și permite secretarului Departamentului pentru Securitate Internă să desemneze România ca țară inclusă în programul Visa Waiver stabilit de acea secțiune. România a ieșit din cenușa tiraniei sovietice pentru a deveni un membru prosper al comunității transatlantice a democrațiilor NATO și UE, a declarat joi Richard Durbin, unul dintre inițiatorii acestui proiect de lege. România a devenit unul dintre cei mai puternici aliați ai noștri din Europa de Est. Au demonstrat un angajament continuu de a susține idealurile democratice și sunt membri apreciați ai Alianței Transatlantice. În timpul vizitei noastre recente în România a devenit foarte clar în conversațiile dintre senatorul Durbin și aliații noștri români că extinderea programului Visa Waiver din Statele Unite ale Americii este un pas firesc pentru a le recunoaște acțiunile și a consolida relația dintre cele două țări, a transmis Jane Sheban. Senatorii americani Richard Durbin, numărul 2 în eșalonul conducerii democrate din Senat, și Jane Shaheen, președintele subcomitetului pentru Europa din cadrul Comitetului pentru Relații Externe al Senatului Statelor Unite, au introdus miercuri 15 martie 2023 un proiect de lege care recomandă includerea României în programul Visa Waiver. Inițiativa legislativă vine în continuarea unei vizite pe care cei doi senatori au efectuat-o luna trecută în România, a anunțat joi sursa citată anterior. Proiectul de lege privind susținerea admiterii României în programul Visa Waiver este cel mai puternic semnal legislativ pe care România îl primește din partea Statelor Unite pe acest dosar. De asemenea, proiectul de lege subliniază în fapt nevoia de a accelera eforturile ambelor guverne ale Statelor Unite ale Americii și al României de a face pași concreți în această direcție. Nu în ultimul rând, inițiativa senatorilor americani arată susținerea și încrederea de care se bucură România ca partener și aliat strategic în regiunea Mării Negre, a spus joi Andrei Muraru. Intitulat România Visa Waiver Act of 2023, proiectul de act normativ reprezintă un pas legislativ important care marchează sprijinul Senatului american în contextul eforturilor României de a deveni stat membru al acestui program. Proiectul de lege transmite un semnal politic important executivului american privind desemnarea României ca stat principat. În același timp, guvernul României este încurajat să intensifice eforturile de combatere a traficului de persoane și de îndeplinirea criteriilor tehnice pentru admiterea în program, așa cum sunt ele prevăzute în legea americană a imigrării și cetățeniei. La momentul introducerii proiectului de lege pe agenda Senatului, cei doi senatori americani s-au referit la rolul important și activ pe care România îl are în cadrul NATO și al Uniunii Europene, subliniind relația apropiată de aliat puternic al Statelor Unite. Ei au apreciat de asemenea sprijinul generos acordat refugiaților ucraineni în contextul agresiunii brutale a Rusiei împotriva Ucrainei, a explicat sursa citată anterior.